Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta acest vlog, dragi prieteni! Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Spionaj la mănăstire de Rodica Ojog Brașoveanu, aceasta fiind prima carte din seria Minerva Tutovan. Întâi de toate, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine, vă invit să vă abonați la canal, în cazul în care nu ați făcut-o deja, mai avem foarte puțin până la atingerea celor 2000 de subscriber, moment în care, așa cum v-am promis deja, vom avea un giveaway să dați click pe clopoțel ca să fiți siguri că sunteți notificați de fiecare dată când postez un nou vlog, eventual un like, un share dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit și bineînțeles să-mi lăsați un comentariu deoarece îmi face mare, mare, mare plăcere să citesc comentariile voastre. Acestea fiind spuse, să începem! Capitolul 1. Cască ochii, Dobrescule Profesorul Luca își potrivi perna sub cap – Brațul ostenit caută colțurile cu urechea pretate din pânză albă, festonată. Gâfâind ușor, rămase cu ochii ațintiți în întunericul înalt, plin de stele. Stele multe, lucioase, ghirlande de beteală, cum se văd doar la munte. În fund, peste zidul alb, se profila clopotnița mănăstirii decupate parcă din carton. O adiere slabă înfoia delicat pligurile perdelelor de tifon. Pe icoanele de la căpătâi, luminile nopții agățau reflexe dulci, tremurânde, însuflețind surâsuri sfinte. Mișcarea ușoară de pe cerdac îi atras atenția. O umbră mângâia pereții, strecurându-se cu pași moi, de felină, zâmbi, da, o târcoale fetei, și instinctiv își îndreptă ochii spre camera din dreapta. Îi plăcea să o urmărească așa, din întuneric, deși zgomotele intime greu de camuflat în odăițele înguste cu pereți subțiri. Pieptenul lăsat pe placa de sticlă, scrâșnetul periuței de dinți pe dinții albi, frumoși, cu margine albăstruie, papucii mici aruncați pe dușumeaua goală, nu deodată, ci pe rând, răsfoitul nervos al cărții, fata asta nu știe niciodată unde a rămas apoi, nu prea târziu, același roman, de dragoste și, bineînțeles, siropos, căzând singur din mâna adormită. Mișcarea se repetă, văzut din nou umbra subțire, ori poate alta, alunecând pe cerdac, nefiresc de iute, ca o părere. Profesorul își trase pătura până la bărbie, încercând să ghicească care din oaspeții arhondaricului pândea ușa fetei. Nu putea fi paraliticul, bărbatul acela chipeș țintuit nemernic de viață pe un scaun cu rotile. Boala era sigur, îl înrăise. Îi plăcea să spună lucruri dezagreabile, surprinzător de inteligente. Hmm, da, da, cu adevărat inteligente. Mai degrabă farmacistul, stă tot timpul la pândă, cu ochii, cu simțurile, cu trupul subțire. Ce pui de lele! Pe vremuri avusese un colaborator care îi semăna. Prin 35, 36, cât se-a întrecuseră de atunci? Poate pictorul excentric și a dar nu atât cât încerca să pară. Până și nepricopsitul acela de dabu, omul din spatele căruciorului. Ce privire ascuțită! De geambaș! Da, un geambaș cum văzuse odată în copilărie la un bălci lângă vas lui – Mâna, niște telegari albi. Dabu, ăsta e din aceeași familie. Minte. Hmm, minci Unde vacanță. Vacanță? Câte-i mai rămâneau? Una? Două? Până la vacanța cea mare. Definitivă. A pise. Noaptea pătrundea prin perdelele ușoare, mira smăiute de iarbă tânără, de romaniță, de ziduri reci cu povești multe și vechi povești cu caftane și conduri, cu cosițe blonde și mătăsoase scăpând de sub mantii romantice. Tresări. O siluetă, umbră fără consistență, se opri în dreptul ușii. Pătrunse în odaie, odată cu vântul, odată cu noaptea. Ezita. Parcă ar căuta. Ce caută? Acolo, pe masă. Lucaci deschise ochii mari, văzu mâna întinsă, degetele încleștate, cercetându-i buzunarele hainelor de pe scaunului. Nu, nu căuta bani. Agenda. Încercă să strige. Emoția, spaima, mahmurea la somnului, îl sugrumau. Deschise gura, dar nu reuși să articuleze niciun sunet. Umbra dispăruse. Abia atunci își reveni. Agenda, agenda! Sări din pat și cu mișcări neîndemânatice de om bătrân îmbrăcă halatul. Ieși afară izbit de aerul puternic, amețitor. Coborând pleticii treptele cerdacului, jos în pivniță se vedea lumină. Inima, cât de tare îl dorea inima, se lipi de ușa întredeschisă. Pe un butoi vechi, cu doage ruginite, strălucea ochiul unei lanterne. Aceeași siluetă răsfoia încet paginile agendei. Cu cealaltă mână regla aparatul de fotografiat. Asta era. Țipă tare să-i trezească pe ceilalți, să-i alarmeze. Scâncetul jalnic nu trezi pe nimeni, doar umbra se întoarse. Abandonă aparatul, apucând ranga rezemată de butoi. Se apropia amenințătoare. Luca a început să alerge, avea să-l omoare, știa bine. Va să zic că asta era ultima, ultima vacanță. Auzea distinct, din ce în ce mai aproape, pașii celuilalt elastici, ritmici. Unde să se ascundă? Până la dacă era mult, erau trepte, alte trepte și nu putea să strige. Ajunse în curte, făcu câțiva pași către tufișurile înșirate de-a lungul gardului, apoi se răzgândi prea departe. Distinse umbra mare, nefiresc de mare, a unui camion, coti brusc, cu eforturi disperate se cățără rostogolindu-se sub prelată. Urechile îi vâjâiau, nu putea să audă pașii celuilalt. Poate nu îl va găsi, poate nu asta era ultima vacanță. O știu sigur doar când simți lovitura puternică întâmplă, o durere covârșitoare, roșie, vâscoasă. Umbra urcă treptele cerdacului și dispăru între zidurile vechi. Mănăstirea, siluetă umedă, înfricoșătoare, se înălța singură în noapte. Turnurile subțiri, ascuțite, ridicau brațele descărnate, invocând parcă mânia cerului. Apoi, după un timp, urgia se deslănțui. Un bubuit prelung, depărtat, amenințător ca o prevestire. Pe cerul de întuneric cineva începu să se joace desenând cu degetul grafice de foc. Simți roa dimineții udându-i picioarele prin sandalele încălțate fără ciorapi. Privi ferestrele arhondaricului întunecate, oarbe. Lo salopeta aruncată în ajun peste oblonul camionului și urca la volan. Pe parbriz, actrițe în rochii de seară sau costume de baie decupate din reviste zâmbeau colorat. O maimuță de pluș, aducătoare de noroc, tresărea la zbuciumul mașinii. Omul conducea atent, cu gura strânsă. Era singur pe șosea, își privi ceasul. Patru jumătate dimineața. Văzu semnul, dar nu-l luă în seamă. Fluerul țâșni din spate, strident, stăruitor. Acceleră. După câțiva kilometri, scrâșni din dinți, scuipând gros maimuța cu ochi de sticlă. Unime se prăfuit bara șoseaua, frână scoțându-și legitimația. Ochii sub ofițerului alunecară pe trupul șoferului, pe mâneca a salopetei de doc sânge. Sânge se scurgea în picături întunecate și printre obloanele camionului. Făcu un gest scurt, săltând prelata. Cadavrul ghemuit pe grămada de saci ținea ochii deschiși. La șase dimineața o trezi țipătul Cheops, papagalul cu crastă princiară. A plus B la pătrat egal cu A pătrat minus a b nu izbutise însă să-i bage în cap sfârșitul formulei, dar maiorul de securitate Minerva Tutovan, celibatară convinsă, nu dispera. Îi dădu de mâncare, atentă la amestec și dozaj. Nu era o treabă simplă să-l convingi după aceea să înghită laxative. Își începu programul matinal, umplând ca de obicei tabla neagră din fundul odăii, cu simboluri sofisticate de algebră și trigonometrie. Dezmorțez mintea, băiete, și generează o excelentă stare de spirit pentru tot restul zilei. Obișnuia să-l asigure pe tânărul său colaborator Dobrescu. Locotenentul încerca însă unele îndoieli. În dimineața aceea de vară, strălucitoare, cu arome vagi, citadine, maiorul Minerva Tutovan se simțea iritată. Îl trase de coadă pe Spiridon, ca nișul cenușiu, verificându-i reflexele și, satisfăcută de rezultat, intră în baie. După dușul scoțian, rather stiff, e și vânătă, dar cu un sentiment cert de triumf. Ochii rotunzi, două călimări negre, străluceau luminând obrazul colțuros, lipsit de feminitate. În așteptarea locotenentului Dobrescu, convocat pentru ora 8, se hotărâ să înlocuiască garnitura robinetului, nu din spirit de economie, doamne ferește, ci pentru că ținea foarte mult să dea întrebuințare iodului și pansamentelor din baie. Nimeni n-ar putea afirma că Minerva Tutovan avea cultul banilor. În ziua salariului își umplea buzunarele cu dulciuri și ronțăi în tot drumul bătea magazinele pentru satisfacerea unor necesități imediate. Locotenentul Dobrescu, antrenat într-o astfel de cursă, rămăsese stupefiat văzând-o achiziționând un acvariu uriaș, o ocazie extraordinară, înțelegi, în care acum își păstra ciorapii și mâncarea lui Cheops. De una zi obținuse, la un preț absolut derizoriu, o trusă completă de ceasornicărie, bifase în România liberă un anunț privitor la o colecție de pipe, după care îi sticleau ochii. Simt că n-am să am liniște dacă nu pun mâna pe ele. Îți dai seama? Pipe din spumă de mare și pământ ars." Evident, Minerva nu fuma. Sugându-și degetul strivit, își aminti brusc că uitase să-și ridice solda. Ieri, întorcându-se de la minister, abia încropise 65 de bani pentru autobuz, investigând căptușala jachetei, iar în cismigiu suspinase literalmente de poftă în fața chioșcului cu bulgări de zahăr vanilat învârtiți pe băț. Cineva sună, traversă tiptil vestibulul strâmt și deschise brusc. Neavertizat, locotenentul Dobrescu, sprijinit cu tot trupul de ușă, de dubuzna înăuntru gata să cadă. ce intrarea asta de operetă, Dobrescule? Iertați-mă, tovarășe maior, n-am auzit când ați deschis. De când te cunosc, nu fac decât să te iert. Și tot degeaba. Mă rog, ia loc." Privind în jur, locotenentul bănui că e vorba de o figură de stil. Scaunele erau ocupate cu maldere de reviste, gazete, cărți. Nu-mi în cap, băiete." Băgăre șoul electric în prize și puse la încălzit un ibric cu apă. Bei o cafea? Nu vă deranjați." Lasă, fara fastăcurile, bei sau nu?" Beau." Riscă locotenentul care n-ar fi pariat că bicarbonatul în cafea îi priește. Minerva păstra zahărul într-o cutie albastră geamănă. A, scuză-mă, te rog, am uitat să-ți mulțumesc. Pentru ce? A, auzi vorbă, pentru că ai avut amabilitatea ca în lipsa mea să treci zilnic pe aici. Sper că i-ai dat lui Cheop semințele în doza recomandată. Bineînțeles. Bravo, ești un băiat de treabă și lui Spiridon? I-am luat rasol de la măcelărie. În fiecare zi? În fiecare zi. Minerva-l sfredeli cu privirea, Apoi izbucni. Se cutremură carnea pe mine când te aud. Minți dobrescu, Vasile, n ai călcat-o singură dată pragul acestei case. Bietul Spiridon, bietul Chiops, cum ai putut mă să-i lași cinci zile fără hrană? Numai măgarul de diaconescu din anul abia a fost în stare să prindă muște și să le țină nemâncate într-o sticlă. Se trase doi pași înapoi, măsurându-l furioasă. Pe mine vrei să mă duci? un cel puțin 18 mănunte care demonstrează că în loc să faci ceea ce te-am rugat, nota bene, rugat, puteai foarte bine să-mi spui că nu ai timp sau că nu vrei, ai umblat brambura prin munți. Dobrescu căscă ochii mari. Cum naiba ai o fi prins? L-am găsit pe Cheops Explor în lustra. O singură dată în viața riscat asemenea exhibiție, când a văli pisica lui Madame Stamate. Asta înseamnă că, mulțumită ție, Spiridon a revenit la instinctele primare. Robinetul din baie curgea. Eu l-am uitat deschis. O treabă pe care tu n-ai fi omis-o niciodată cât ești de tipicar. Ca și ceasul rămas neîntors, ca și ușa încuiată numai odată. În afară de asta, dragă Dobrescule, ai un tic nervos. Te speli atât de des pe mâini, încât uneori ți se cojește pielea. Ți-ar fi fost peste putere să umbli cu rasolul lui Spiridon, fără să te speli după aceea. Or să punul e intact, așa cum l-am cumpărat. Ca să ajungi la semințele lui Cheops, trebuia să te strecori printre peretele vestibului și dulapul de cărți. Spațiul fiind îngust, este imposibil să nu atingi zidul și nu l-ai atins. Dâra acolo unde varul s-a șters îmi aparține. Doar fi trebuit să lași o urmă cu cel puțin două palme mai sus. În ultimele cinci zile a plouat în întreaga țară, cu excepția masivului Bucegi. S-a scris în toate ziarele, s-a anunțat la toate buletinele meteorologice. O să-mi povestești și mie unde te-ai bronzat? Vrei poate să-ți spun și cum arăta diva care te însoțea? Pentru că n-ai fost singur, numai o femeie te putea convinge să bați coclaurile și grohotișurile. Ești un comod, nu ai asemenea inițiative. Îți spun, Dobrescu, gen sportiv, înaltă câte și o cheamă Ivon. Locotenentul simți nevoia să se așeze. M-a turnat cineva, e clar. Când la 1,82 înălțime atât cât ai tu, îți înalți stocurile și pui talonete, înseamnă că vrei să-ți ajungi dulcinea din urmă. Că o cheamă Ivon, nu-i greu de ghicit. Ai venit cu un ziar a cărui manșetă plină de inițiale și împreunate. Îți recunosc majusculele Y plus V. Ca bănuiesc o monogramă pentru așternutul de nuntă. Ivon și Vasilică. Sună frumos. De ce tocmai Ivon? Zime al nume de femeie care începe cu Y. Locotenentul lăsă ochii în jos, oftând spășit. Aveți dreptate." Minervat traversă încăperea, pufnind. În sfârșit, despre ispravă asta mai discutăm noi. Uite pentru ce mi-am permis să te deranjez. Ai să pleci în locul meu la mănăstirea domniței." La mănăstire?" Imaginează-ți, treizeci de kilometri de râmni cu vâlcea. Dealuri, pădure, frunze, foșnind, pârâia și poenițe. O să-ți placă. În orice caz se înscrie în sfera ultimelor tale preferințe." Locotenentul încercă să descifreze satisfacția, de pe chipul minervei. Nu se omora după natură. Sunt o citadină răită, îi mărturisise cândva. Dacă nu simt asfaltul sub tălp și tramvai, tramvaie, devin melancolică. Un troleibuz aglomerat în miez de vară cam pe la ora prânzului, reprezintă pentru mine tonicul ideal. Ce am de făcut? Să stai cu degetul în gură. La mănăstire își petrece concediu doctorul Lucaci. Lucrează la un soi de anestezii cu proprietăți excepționale în varianta finală, va constitui o adevărată revelație pentru medicină din punctul de vedere al administrării și eficacității, fiind totodată complet lipsit de nocivitate pentru organism. Aici e chestia mare. Nu văd de ce a trezit interesul nostru. Ai răbdare. În funcție de doza, anestezicul poate deveni un halucinogen extrem de periculos. Adevărul este că însuși Luca ce a rămas consternat când a înțeles ce drăcii a născocit. Substanța acționează sub, asupra centrilor nervoși de pildă administrat în doză N unui individ, acesta pur și simplu nu mai reacționează un anumit număr de ore. Ca într-o stare de euforie, voința și capacitatea de discernământ îi sunt complet paralizate. Omul râde, de fericit, nu își dă seama ce se petrece, poți face ce vrei cu el, fără să opună cea mai mică rezistență. Lucaș nu sesizează aspectul militar al chestiunii, dar el e acut îngrijorător. Este suficient să introduci o pilulă din halucinogenul respectiv într-un rezervor de apă, ori într-un cazan de mâncare, pentru ca un întreg oraș sau unitate militară să-și ciugulească din palmă, fără ca să se fi tras un singur foc de armă. Ajuns deci în mâini criminale, anestezicul poate declanșa o catastrofă. Iată de ce ne interesează securitatea lui Luca și a descoperirii sale. După o săptămână petrecută la mănăstirea domniței, aș afirma că nimeni nu pare preocupat de eforturile doctorului, deși e înconjurat de o faună care nu-mi place. În concluzie, continuăm supravegherea pentru orice eventualitate. Eu nu mă mai pot ocupa de treaba asta. Am discutat cu colonelul Ionaș. E de acord să pleci tu. Îl privi amenințător. Vezi, poate i se întâmplă ceva. O întrerupse țârâitul slab al telefonului. Răspunde! După câteva secunde, Dobrescu întinse receptorul. E pentru dumneavoastră. Minerva asculta cu fața încruntată, apoi întrerupse convorbirea apăsând pe furcă oftă. Prea târziu, ce s-a întâmplat? Profesorul Lucaci a fost asasinat. Pietul om era un mare savant. Primul lucru pe care îl văzui intrând în birou fu o ceașcă uriașă de cafea și sticla cu suc de roșii. Minerva aprecie cu un zâmbet delicateța colonelului Ionaș. Ai avut ghinion?" nu răspunse. Își duse ceașca la gură, ținând o strâs cu amândouă mâinile, ca un copil. Gestul îi era familiar colonelului. Dar fi o leacă mai frumoasă? Se corectă repede. Nu, n-ar mai fi ea. De altfel, după ce o cunoșteai, era imposibil să te mai gândești că nu e cârnă și că trupul slăbănou cu membre lungi sugerează un cuier sau poate un cocostârc. O urățenie dezarmantă, căci Minerva și-o plimba cu dezinvoltură ca pe un standard, părând în general că se simte foarte bine, că își ignoră cu desăvârșire aspectul fizic. Te-ai întrebat, desigur, de ce asasinarea profesorului Lucaci a coincis cu plecarea dumitale de la mănăstire. Da, sunt convinsă că nu există nicio legătură. O coincidență nefericită și atât. Nici măcar Lucaci nu-mi cunoștea adevărata identitate. Bă, nu iau în urma discuției cu dumneavoastră că e supravegheat, iar ideea în sine la muza nu îi acorda prea mare importanță. Considera probabil că, cifrându-și manuscrisul, a devenit invulnerabil. El și opera. Mă izbez mereu, oftă Ionaș, de același fenomen. Cu cât cineva e mai dotat profesional, cu atât mai dezarmat rămâne în viața de zi cu zi. Ca și cum geniul canalizat într-o singură direcție a repuizat toate resursele. Când l-am chemat pe Luca și s-a comportat ca un copil, i-am atras atenția să nu ia nimic la mănăstire. Nici măcar o semnare s-a strâmbat la mine. Munca lui nu interesează pe nimeni, totul e codificat, adevărate hieroglife, etc. Aspectul militar al problemei îl ignora deliberat. Ce? Suntem în război? Exagerați? De altfel, afirma că nu are propriu zis intenția să lucreze, îi rămăsese depus la punct câteva detalii. La mănăstire urma să reflecteze. Nimeni nu-i poate interzice să gândească. Nici n-a vrut să audă de un om de al nostru în preajma lui. Guvernantele mă indispun. Da. Din nefericire, însă, lucrurile stau mai prost decât îți imaginezi. Am telefonat la Institutul lui Lucaci și seiful e intact, dar gol. Minerva îl privi lung. Asta înseamnă că, înainte de a pleca la mănăstire, și-a scos lucrarea fără să anunțe pe nimeni. A lăsat înăuntru un bilet avertizând că isprava îi aparține. Un fals? Colonelul clătină din cap. Nu, no, e scris de Lucaci. Te necrezut! exclamă Minerva. De ce a făcut-o? În bilet motivează că lucrarea nu era pusă la punct, erori, imperfecțiuni, lipsuri pe aici. n a suflat o vorbă fiind uiteamă de opoziția direcției și evidenta noastră. Și pentru ca dezastrul să fie complet, a scos și mostra unetul cu câteva pilule. Se stăpânea eroic, dar Minerva știa că după plecarea ei femeia se va prăbuși își va încleșta degetele în așternut, își va astupa țipătul hohotind înnăbușit între perne, se va zvârcoli până durerea se va ostoi, lăsând în urmă ochi goi și obraji săcătuiți ascunși în valuri cernite. Acum stătea dreaptă o bătrână măruntă și zveltă, cu un cap cochet de bucle albe. Linia gurii înțepenită strângea parcă în colțuri toate lacrimile. Sunteți sigură că n-a luat materialul la mănăstire?" Doamna Luca citădu din cap. Eu i-am făcut valiza. Era foarte neajutorat în chestiuni practice. A plecat doar cu agenda. Restul, dosarul și proba de substanță le am încuiat aici, în birou. Minerva își reprimă oftatul. De ce nu le-a dus înapoi la institut? N-a mai avut timp să grăbea. De fapt, încă nu îi sprăvise. Abia după ce s-ar fi întors din concediu, ochii se încețoșară. Mă iertați că insist, îmi dau seama prin ce treceți. O întrerupse cu un zâmbețilit. Lăsați! Aș vrea să cercetez conținutul biroului. Atâta timp cât lucrarea se află aici, ar trebui să vă avertizez că nici dumneavoastră nu vă aflați în siguranță. Acum e egal, sufla abia auzit bătrâna. O conduse într-o încăpere spațioasă cu mobilă puțină, risipită prin unghiere, cărți, plante exotice, două fotolii de piele și în fund, un birou somptuos de mahon, cam greoi. Aici, șopti sprijinindu-se de perete. Minerva se lăsă în genunchi. Mângâie ușor broasca. O așche subțire îi înțepă degetul. Aveți cheia? Da. Dumnezeule, gândi Minerva, o închizătoare pe care o forțezi în câteva secunde cu un cuțit de bucătărie. Trase mânerul fiind de bronz. Bătrâna a o exclamație de groază. Sertarul era gol. Spargerea s-a comis aproximativ acum trei săptămâni, adică imediat după plecarea lui Lucaci la mănăstire. Colonelul își încruntă sprâncenele. În seara respectivă, reluă Minerva, bătrâna fusese în oraș, o partidă de remi de la care s-a întors mai devreme ca de obicei. Unul din parteneri nu se simțea bine. Când a intrat în casă, a avut impresia că vede o umbră strecurându-se în bucătărie. Evident, n-a găsit pe nimeni, în schimb fereastra era deschisă. Stau la parter? Da, Doamna Luca ci-și amintește totuși că înainte de a ieși în oraș o închisese. Incidentul nu i-a dat de, de gândit? Minerva își ridică umerii colțuroși. E bătrână și în cele din urmă văzând că nu lipsește nimic. Spargerea s-a comis fără urme, o broască extrem de simplă. A rămas cu ideea că memoria i-a jucat o festă. Deci s-a sustras ce anume în mod practic? Totul sau aproape totul, zâmbia mar Minerva. Dosarul cu lucrarea propriu-zisă și mostra – un etu de metal cu 20 de pastile. Colonelul o privi încordat. Dumneata înțelegi ceva? Niciun spion nu lucrează atât de descoperit. Aproape că ne trage de mânecă să-i vedem isprăvile. Fura, asasinează. Nu știu încă de ce l-a lichidat pe Lucaci, dar sustragerea se poate explica. Înlătură orice concurență. Într-o singură eventualitate, știind că lucrarea nu are duplicat și având certitudinea că ceea ce își însușește reprezintă originalul. Poate că are certitudine. Situația este extrem de gravă, opină Ionaș. O descoperire drăcească. În momentul de față nu ne mai aparține și oricând poate fi împotriva noastră, evident, în formulă destructivă. Mă întreb ce s-a întâmplat de fapt la mănăstire. Își frecă obrazul gânditor. Crezi că și pe ceilalți oaspeți ai reușit să-i induci în eroare? Minerva își a zvârlit capul pe spate. N-aveam de ce să mă trădez. Prezența mea în arhondarie nu era de natură să atrag atenția. N-am anchetat, n-am iscodit, nu am vârât în sufletul profesorului. A fost, dacă vreți, o misiune de contemplare. Trebuia să sesizez un interes special manifestat pentru Luca și lucrările sale. Nu le-am sesizat și asta mi-o reproșez. Căută ochii colonelului. Dacă nu m-ați fi chemat... Ai dreptate, Minerva. Zâmbi. Eu sunt vinovat. N-aveam voie să procedez ușuratic. Eram obligat să previn orice accident, să anticipez ca la eventualele mișcări ale adversarului. Recunosc că m-a derutat aparenta calmie de la mănăstire, m-a aliniștit lipsa intenționată de publicitate de care a fost înconjura Luca și descoperirea sa. Iar de dumneata aveam nevoie. Trebuia să te trimit într-o misiune specială la Oradea. Acum nu mai poate fi vorba. Ce mai? Am încurcat-o amândoi. Nu e cazul să mă menajați. Adevărul e că oamenii din mănăstire nu mi-au plăcut fără însă ca cineva să-mi pară suspect din punctul nostru de vedere. Cu alte cuvinte, după dumneata, ucigașul eu unul dintre oaspeți. Da, plec de la ideea mobilului. Pentru a-și atinge scopul, deocamdată nu știu care, bănuiesc însă că e vorba de agenda doctorului. Erau necesare anumite preparative, mai concret, o pipăire prealabilă a terenului. Știu eu, tabieturile bătrânului și ale celorlalți, ora la care se culcă unde destine ține carnetul, momentul precis când se poate acționa cu cel mai mic procent de risc, amplasarea odăilor, calculul atent al incidentelor ce pot interveni. Deci, un întreg preambul de cunoștințe privitor la mecanismul de viață al mănăstirii și al casei de oaspeți. Ori, cei mai avertizați în acest sens sunt locatarii arhondaricului. Adică, în casa de oaspeți de care îngrijește o călugăriță locuiesc acum pentru o perioadă sau alta de vacanță, 5 persoane. Fiecare reprezintă în felul său un număr. De fapt, dacă stau și mă gândesc, n-am văzut încă atâția originale adunați la un loc. Un pictor gălăgios și foarte saxon, o fată morbidă, un farmacist neserios, genul motan la pândă după fuste, în sfârșit un arhitect figură cu totul remarcabilă. A rămas paralizat în urma unui accident de automobil. Servește cu voluptate și fără efort sarcasme suculente. Îl însoțește un bătrân care îndeplinește oficiul de infirmier. Da. Obiectivul numărul 1 rămâne recuperarea notelor profesorului. În concluzie, pleci imediat. Îți vei păstra falsa identitate, genii coceașu, de profesie nevastă care habar n-are pe ce lume trăiește. În fine, cunoști personajul. Cum ți-ai motivat plecarea de la mănăstire? M-a apucat dorul de soțul meu, Titi. Perfect, l-ai văzut și te întorci, zâmbi. Te va însoți Dobrescu, bănuiesc. Ca de obicei. El va avea calitatea oficială, procuror, să zicem, un procuror abia ieșit de pe băncile facultății, puțin infatuat, care anchetează crima. Atât și nimic mai mult. Își mângâie pumnii cu un gest mecanic. Cred că e bine așa. Acționăm pe două planuri, aveți un orizont mai larg și totodată posibilitatea coordonării unor date provenite din surse distincte. Rămase mult timp pe gânduri după ce Miner va părăsi biroul. În stradă, un invalid își manevra căruciorul cu roți înalte, șpițate. Îl știa bine. De ani de zile vindea iconițe și poze cu mucenici undeva lângă biserica Sfântul Vineri. Ionaș zâmbi și se îndepărtă de fereastră. Mașina aluneca pe drumeagul îngust cu sinuozități de reptilă. Maiorul Minerva Tutovan privea satul înfipt în coasta unui deal. Terase cu vegetație măruntă, viu colorată, compunând imagini idilice cu risipă de roșu, galben și verde, vopsea tare, iute ca și aerul amețitor, ușor acidulat, căsuțele de un estetic naiv, mai toate albe și împodobite la ferești și frontispiciu cu cioburi de oglindă, păreau făcute pentru copii ori pentru oameni foarte tineri. Pe zidurile netede se cățărau până spre buza acoperișului, trandafiri mici de un roșu consistent, aproape negru. Minerva încerca să-și explice, legat de originea meleagurilor, frecvența unui anume motiv, cocoșul fie cocoțat în creștetul casei, simbolizând parese prerogative masculine certe care îi strâmbau nasul lung, fie doar pictat pe una sau mai multe laturi ale clădirii. Aruncă locotenentului o căutătură din colțul ochilor. Dobrescu privea cerul printre genele blonde. O expresie de beatitudine, de totală detașare, îi scălda obrazul încă foarte tânăr, păstrând intacte culorile adolescenței. Vântul mergea în mașină descoperită, îi răscolea părul. Ochii păreau două lacrimi picături căzute de sus de un albastru pur. Zorile, începu Minerva pe un ton elegiac, cu mâini diafane, de așternutul nopții. Gândă ce înviorați după dușul de dimineață și usucă lăbuțele fără ciorapi la soare. Un soare cald, dulce, o mahmud de portocalie, ieșind de-a dura din adâncuri, nu uraș transparent să fac garga, se grațios pe ringul unui cer impecabil bleu. În pragul căsuțelor de turtă dulce, făcu o pauză mușcându-și buza subțire. Trebuie să manifest via satisfacție că am un colaborator sensibil, A, receptiv, un suflet nealterat, schimbă tonul. Te-am rugat să caști ochii dobrescule. Poftiți? Făcu acesta trezit bruzi în reverie. Bine, dar încă n-am ajuns. Ei, și?" Minerva se răsuci ca un leopard. Șoferul, care se gândea la ale lui, surprins de mișcarea bruscă, se tulbură și devie traiectoria mașinii. Ei, și?" reluă Minerva. Există un limbaj al obiectelor, dacă știi să le întrebi, să le asculți, îți furnizează mai multe indicii decât șapte mărturisiri complete luate în bloc. Oamenii pot să -mi mintă și desea, obiectele nu, Ești la început de meserie, caută, născocește probleme, încearcă explicații acolo unde apare nu există sau acolo unde banalul, aspectul imediat îți distrage atenția determinându-te să nu aprofundezi. Asta e profesiunea noastră, băiete, să vezi, să înțelegi, iute, că și totdeauna ești în competiție cu un altul, cea mai mică eroare, chiar dacă nu fatală, te handicapează în orice caz. Eu, în general, mă străduiesc, privesc. Ce? Mergi de pildă pe stradă. Obișnuiește-te să vezi și altceva decât vitrine și glezne subțiri. Observi un copac dintr-un șir de alți douăzeci. Am frunzit înaintea celorlalți. Fenomenul are hotărât o explicație cauto. Zdrobește screerii și găsește. Ce poate fi? O conductă de apă caldă, desigur. Ea a încălzit pământul accelerând evoluția arborului. Iar exemplele sunt mii. Uită-te la casa aceea galbenă cu un mesteac în, în spate. O vezi? Unde te uiți? acolo în stânga bisericii la marginea șoselei. Da, nu ți se pare nimic ieșit din comun? Mm, ar fi ceva, ce anume, vă gândiți probabil la gardul înalt care o împrejmuiește cu poarta zidită. Exact, ce spune faptul că în e singura clădire ferecată astfel? Toate celelalte au grădiniți ocrotite de garduri cochete din câteva șipci. Mai mult un pretext, aproape că le vezi borșul clocotind pe plită. Așa a avut omul chef să-și facă poarta altfel decât toți ceilalți. Conchise doc, gusturile nu se discută. Minerva îl măsură lung, clătinând din cap, decepționată. Ai crescut cât plopul, Dobrescule, și tot degeaba. Ți minte ce ți-am spus la corigență? Hmm. Ai fugit la modern ca să scapi de mine. Zi doace la băiete, trădează mai mult decât o opinie arhitectonică. E o mentalitate, o tradiție încăpățânată adusă în lada de zestre de prin alte părți. Individul e un tip ascuns, ursuz, morocănos, detest ameste cu vecinilor în ograda lui. Capriciu a avut acela care și-a plictat deasupra ușii doi porumbei siclamen, cioc în cioc pe niște ramuri de măslin sau celălalt culozin ca bătut în ceramică pe frontispiciu. Noi doi ne iubim și pe dumneavoastră la fel vă poftim. Mașina stopă brusc. Șoferul pocni în ciuda din degete. Se lăsase bariera, o prin trecerea peste drumul traversat de calea ferată. Minerva privi în jur. Era un sat răsărit, aproape un orășel. La câțiva metri departare, un grup de oameni pălăvrăgeau în fața cooperativei, așteptând să se deschidă. O fetiță desculță, în roche roz, sărea coarda, ridicând nori de praf care păreau să nu stânjenească pe nimeni. Mai la o parte, sprijinindu-se de zid, un bărbat tânăr, la vreo 27 de ani, fuma. Purta blugins, lăsați pe șoldurile încinse cu o centură lată. Pafta o lucioasă, sclipea în soare. Omul părea străin de locuri. Ceilalți îi aruncau din când în când priviri sfredelitoare și circumspecte. Vezi? reluă Minerva. Tânărul acela... Dobrescu își drese glasul. Dacă aș avea de ales un suspect din grupul de acolo, cu el aș începe. Minerva își lăsă plapele în jos și se interesă calm. De ce? E un tânăr viguros care ar putea face față celor mai dificile probe fizice. Apropo, Crezi că asasinarea lui Luca ce a necesitat astfel de performanțe? Nu, desigur că nu. Dar încercam să schițez datele unui prezumtiv spion la modul cel mai general. Asta e foarte interesant. Ia dă -i drumul. Față o soasă unghiulară trădează forță, energie, ca și bărbia puternică despicată în două. Izbește apoi felul în care își ține brațele ca niște arcuri depărtate de trup. Sugerează animalul la pândă, gata să sară, gata să acționeze. Hainele? Și la la la, și lo lo lo, îl întrerupse plictisită Minerva. Cum poți bate câmpii în halul ăsta, Dobrescule? Dacă individul are mutră de spion, înseamnă că 90% din tinerii de pe stradă pot fi încadrați la aceeași rubrică. Când te trezești? Pe vremea lumată, a hari? Ți-l strigând pentru a acoperi zgomotul trenului care trecea în plină viteză. Nu se mai poartă spionul star, înțelegi? Înțeleg. Nu vă totuși un amărât de 60 de ani parașuta pe o noapte fără lună în mijlocul unei păduri. De ce parașuta, băiete? Adică de ce n-ar putea veni frumușel cu trenul sau avionul? Locotenentul, bos și și strâmbă colțul gurii. Da, golom așa... Te-am întrebat, Dobrescu, Vasile, de ce? pentru că anumite acțiuni impun pătrunderea în țară pe căia normale, evitând frontiera cu formalitățile ei. Și de aia trimit dublura lui Alain Delon, super bărbatul care cu două degete rupe dintr-o lovitură o carte de telefon, sau sta gățat în canin de streașna unui zgârie nori în timp ce cu piciorul drept emite. Contestați existența indivizilor antrenați la sânge în scol speciale tocmai în vederea unor acțiuni subversive? Minerva îl măsură compătimitor. Mă decepționez, Dobrescule! Trebuia să știi de mult un lucru. Lupta se dă azi la nivelul inteligențelor, nu pumni, materie, cenușie. Există și gladiator din aia de care împăumeneai. Reprezintă însă un procent minim care apare în arenă doar într-un moment determinat al unei operații determinate. Spionul periculos, spionul ideal este cârțița vârtă într-un post umil pe lângă care trece în fiecare dimineață dându-i indiferent binețe. Nu seamănă cu niciun actor de film, nu are nimic extraordinar în ținută, nu e nici blond, nici brunet, nici înalt, nici scund, nu are mutra nici așa, nici pe dincolo. Expune obrazul cel mai inofensiv cu putință, manierele cele mai cuceritoare, o bunăvoință angelică. Se strânge amabil ca să-ți facă loc în tren, îți oferă un pachet de țigări străine, procura de un cumnat care lucrează în port, râde măgulitor la bancurile tale răsuflate, iar tu, gâdilată, îi povestești unde lucrezi, care sunt problemele de producție sau cel preocupă pe inginerul șef. A doua zi pe stradă nu-l mai recunoști. A obrazul despre care ești absolut incapabil să oferi vreun amănunt. asta e formula despre care ești... asta e formula ideală de obrescule, indiferent că lucrează ca preceptor cu mânecuțe de serj negru și degete murdare de indigo, că doar mușii nervi a fost parașutat într-o noapte cu fulgere și trăznete. Mai poți conspecta și faptul că niciunul sau altul nu va trage la hanul din sat și nu-l va întreba cu accent străin pe badea Gheorghe care e drumul spre mănăstirea domniței. Nu va abandona sub o ce pletoase cu de conserve made în străinătate, nu va cere la debitul din comună polmol și nu va bate ulița principală cu o cutie de chibrituri răzuită pe o parte ca semn de recunoaștere. Aș putea de asemenea garanta că nu o să dea buzna peste agentul sanitar ori peste felceriță, cu o jumătate dintr-o hârtie de 100 cerând cu mâna pe pistol parola, cealaltă jumătate. De cu o vreme urmărind manevrele șoferului. Urcau, iar contorsiunile șoselei îi zvârleau dintr-o parte în alta a mașinii. Jos, în stânga, umplând prăpastia, drumul parcurs lăsa o panglică îngustă traversând sate, pădure, livezi. În lumina violeta dimineții, culorile țipau, un panoramic uriaș pe care verdele părea ud, albul devenea argint, orbitor, albastrul dur, cu contur ferm. Satele miniaturi înălțând câte o clopotniță lucioasă cu sfericități de bostan îi amintau Minervei un joc din copilărie. Capitalii, capitalii. Acolo căsuțele erau de lemn, roșii și galbene, jucau pe poze de artiști și pe nițe redis numărul 1. Ceea ce îți spuneam, reloia ca și cum nu și-ar fi abandonat nicio clipă gândul, e valabil și pentru femei, Dumnezeu știe de ce e destul să fie una bine machiată și cu unghii lungi, pentru ca cei din jur s o blagozlovească cu toate păcatele, încărcându-și diapazonul de la frizolă și ajungând până la aventurieră. Întreagă cât fie spus poți spăla o albie de rufe fără să ți se clintească o unghie. E o chestie de calciu. S-a creat o opinie falsă pe care personal mi-o explic plecând de la existența unor coarde romantice care supraviețuiesc în noi. E mai fascinant să ne imaginăm o Lili Sergiev Știi, individa care a lucrat concomitent în timpul celui de-a doilea război mondial pentru mai multe servicii de informații, decât să ne imaginăm o Lili Sergiev drăcoasă, blondă sau roșu tițian, fatală din toate punctele de vedere, decât o oarecare figură cenușie cu ciorap, jalni și bolnavă de uremie. Își propii, ochii în obrazul locotenentului care se întrebă speriat ce va urma. Asta vroiam să reții, Dobrescule!" Că desigur, la modul principial, un fizic îngrijit nu exclude existența unor preocupări majore, constructive, așa cum nu presupune obligatoriu o traistă de defecte lipită de spinarea frumosului ori a frumoasei. Și acum, nu te hlizi la mine! Personal nu mă avantajează albastrul de ploape, sau cel puțin așa consider o anumită persoană care se încăpățânează să scrie despre mine. Se înghesui țâfnoasă în colțul mașinii. A, exclamă brus și șoferul zăpăcit, frână. Uită-te la casa aia, unde ți arăt eu cu perdelele de dantelă? Are la intrare chiar deasupra o suliță de fier. Cum îți explici treaba asta, Dobrescule? Măiculiță, invocă în gând locotenentul. Soarele râdea cald, imobil, pe cerul păclos. Mașina gonea mai departe, alunecând pe lângă livezi, de un verde ud. Capitolul 2 Mărturisiri, postume. Postul de poliție se afla în fundul unei curți mari, între cooperativă și căminul cultural. Trandafiri, straturi cu pansele, tufe elegante de dali și câteva bănci albe înviorau sobrietatea clădirii. Soția șefului de post, o femeie veselă și plinuță, afișând expresia caracteristică imprimată de căsniciile tinere și fericite, stătea la soare. Ținea în brațe o fetiță mucoasă cu moț mare roșu, prins în ac de siguranță pe căciuliță roz. Un câine plin de scaieți, picotat oropit de căldură și lumină, pândind cu jumătate de ochi curtea. Șeful de post, înalt și blond, încremeni în poziția regulamentară și povesti incidentul. Șoferul intrase neregulamentar la o intersecție, mai la vale, unde satul se îmbuca cu șoseaua. Îl somase, dar degeaba luase imeseul de serviciu și tăind pe scurtătură îi ieșise în cale. Apoi văzuse sângele. Camionul în care descoperise victima era acolo, sub dud. Îl arătă cu mâna. unde e omul?" Înăuntru, așa pare blând, miel, nu alta." Șoferul, năruit pe un scaun, privea fix dușumeaua. Capul mare, adus între umeri, era năpădit de o sudoare rece. Când auzi ușa deschizându-se, ochii se întoarseră greu, fără vlagă, ca două animale bolnave. Era îmbrăcat cu bluza de salopetă murdară de sânge, care atrăsese atenția milițianului. Dobrescul măsură concentrat, cercetându-i lung hainele, încălțămintea, mâinile mari, muncite cu urme de ulei. Se întoarse brusc, simțind mișcare la fereastră. Câteva babe și neveste mai tinere își turtiseră nasurile de geam privind Davide cu gurile căscate la ucigaș. Ba una, mai toantă, își săltase copilul aproape sugaci pe umeri să vază și el. Dobrescu se adresă șefului de post. Ea expediază cu conetul ăsta, ce e aici, a panoramă? Milițianul ieși buzna și în câteva secunde asistența dispăru se auzi rumoare în curte, zvon de glasuri, o voce spartă, asigurând, Ho, că nu ți-l mâncăm, maică! Apoi glasurile se amestecară. Cum vă numiți? Șoferul răspunse răgușit cu o voce nesigură. Pana Itilie. Vârsta, ocupația, stare civilă. Adăugă surăzând și mai cu viață. Trei șop de ani, îngână omul. Șase copii, îl de în urmă de patru luni. Dobrescu flueră subțire, Bravo, șase copii nu-i glumă. Cu ce vă ocupați? Sunt șofer la mănăstire, mai ca stare să m-a angajat. Suspină. Ce avem eu cu bietul om? Pătrân, nevolnic. Dacă îți e scris să pătimești pentru altul... Să o pendelete, propuse locotenentul. Cunoașteți victima? Cum să nu, domn doctor Lucaci? În fiecare an vine așa pe var o lună, două. nici nu supără pe nimeni. Mai ca stare să-i păstrează odaia. În noptați de obicei la mănăstire? Nu totdeauna, am casă la râmnic. Doar când întârziez cu trebile. Așa pății și seară. Veni târziu, trebuia să mă scol în zori, noaptea scurtă. Când îmi ciocăni la ușă mai Zenobia. Cine-i mai Zenobia? A, de îngrijește arhondaricu. Când mă trezi, zisei că abia m-am culcat. Afară dăduse zorile, urcai în camion și... N-ați observat nimic? Ce adică să observ? Vreo mișcare, vreun zgomot, era în cu ochii cârpiți de somn. Frig, ce m-a mai trezit. E drept la intersecție, am încurcat-o. Acu nu i-ar fi de amendă. Sergentul major Flora zâmbi cugetând adânc. Cred și eu. Dobrescu s-a de fereastră. În curtea pustie, arsă de soare, Minerva discuta cu soția șefului de post. Îi făcu un semn mic, locotenentul își gările și se adresă milițianului. Rămâi aici, lipsesc câteva minute. Câinele ridică puțin capul, clipind din ochii urduroși. Își pendula coada, alungând muște mari în zale verzi. Minerva se apropie roșie la față. Îi era cald. Șeful de post să plece imediat la mănăstire. Nimeni nu părăsește locurile. Șoferului dă drumul. Nu i el a ucis. Dobrescu înghiție în sec, învățase să-și stăpânească reacțiile. Nu era prudent să-și manifeste surprinderea în fața Minervei. Camionul fusese adus într-o viroagă departe de privirile curioșilor. Locotenentul tuși ușurel, drăgându și vocea, apoi își lua inima în dinți. Deci, după opinia dumneavoastră, șoferul e inocent. Dar după opinia ta. Cum Dobrescu încerca o expresie savantă, unde ajuns de enigmatică, Minerva nu mai așteptă răspunsul. Ai citit spovedania victimei băiete? Efortul merită oarecare atenție, e scrisă cu sânge. Există un asemenea document? Minerva și o mică pauză înainte de a se repezi. Dobrescu, Vasile, te-am rugat să caști ochii. De ce mă enervezi? Desfăcu salopeta șoferului, vârându-i-o sub nas. Privește, scrie aici despre un bătrân în lângă oblonul din dreapta care-i surprin și ucis printr-o lovitură puternică aplicată cu un obiect condondent. Scrie sau nu? Scrie, tovarășe maior. Perfect, citește mai departe. Locotenentul frecă stofa între degete, întoarse haina pe toate părțile, cercetând-o din toate unghiurile. Salopeta e stropită pe spate de obrescu. Nu îmi vine să cred că sângele l-a așteptat pe pana să se întoarcă pentru a țâșni. Și apoi, în mod logic, orice agresor rămâne cel puțin câteva secunde pentru a-și contempla. Speriați au satisfăcut isprava. Oare nu putem presupune că exact în clipa loviturii criminalul aude un zgomot care îl determină să se întoarcă? Nu. Urmărește împrăștierea stropilor. Parcă s-a lucrat cu rigla respectându-se anumite limite precise. Asta înseamnă... ce înseamnă Dobrescu? Că în momentul crimei salopeta era împăturită. Bine. Evident, împăturită, întâmplător. Foarte bine. fășile alternative fiind determinate de pliuri. Excelent! Bravo, Dobrescule! Mai mult, se lansă încurajat locotenentul... Îi putem aprecia și poziția pe brațul asasinului. Faci tu ce faci o lești. Cum naiba nu poți duce raționamentul până la capăt? Dar aici te-ai uitat, urmele astea le-ai văzut, stropeștea de sânge care evită o anumită porțiune de oblon desenând un spațiu dreptunghiular precis. I-ai privit? Aveți dreptate, tovarășe maior, Făculocotenentul cotenentul amuzat. Mersi, în momentul crimei, salopeta se afla pe oblonul camionului. În sfârșit, asta ar fi prima concluzie. Continuă. Tot eu? Minerva zâmbi înțelegătoare. Ești surmena, băiețaș, nu-i așa? Ai munci mult astăzi, ți-ai bătut capul, nu glumă. Oftă. Victima se afla gemuită jos pe podeaua camionului când a primit lovitura. Numai din această poziție jetul de sânge putea să ajungă pe oblon. În mod logic ar fi trebuit să-l descoperim și pe pantalonii șoferului. E logic, Dobrescu?" Perfect logic, cel puțin. Câteva picături trebuiau să ajungă și pe pantaloni." Minerva exclamă triumfătoare. Ai, Iurea, de ce n-am acceptat ideea că agresorul s-a urcat pe roata camionului, s-a plecat și a lovit, în timp ce oblonul îi proteja pantalonii?" Chiar?" făcu luminat Dobrescu. E o ipoteză. Crezi?" Singura ipoteză valabilă. Așa, conchise, după o matură chipzuință dumnealui, locotenentul Dobrescu Vasile. Și cum explicăm, mă rog, cele două cărări de urme găsite pe podea camionului? Două cărări de urme proaspete, una lăsată de picioarele victimei înglodate în noroi, iar cealaltă de niște bocanși numărul 42. Formidabil! Cum de nu m-am gândit? Varianta ucigașului urcat pe roată cade. Sigur? Absolut! Nu crezi că putea foarte bine întâi să-l din afară și apoi să urce în camion pentru a-i cotrăui prin buzunare? Locotenentul se hotărâ să nu mai creadă nimic. Iată, deci, reluă Minerva zâmbind subțire, că o semnul întrebării persistă. Putem forfeca încă 10 ipoteze asemănătoare, mai mult sau mai puțin verosimile, dar nu putem ignora evidența. Șoferul nu a ucis. Primo, când transporti ceva care nu trebuie văzut zarzava de contrabandă, să zicem, îți iei cel puțin o măsură elementară de precauție, la coperi, cu atât mai mult în cazul unui cadavru. Ori victima nu avea acoperite decât picioarele și le acoperise singur, încercând să se strecoare sub prelata îngrămădită în apropierea cabinei. Secundo, firesc era ca șoferul să astâmpere scurgerea sângelui în fășur în capul celui ucis. Nu îl lași să sângereze la îmbucătura oblonului cu podeaua. Picăturile ar atrage atenția ceea ce de altfel s-a și întâmplat. Terțio, încerci să treci cât mai neobservat, Panait însă ignoră regulile de circulație nu pentru că s-ar grăbi. Raportul sergentului major Florea precizează că păstra viteza legală, ci dintr-un vechi nerav al șoferilor care, socotindu-se fără martor, mușcă din fructul oprit. Cuarto. Am stabilit că în momentul crimei s-a se afla aruncată pe unul din obloane, când sfarm capul cuiva nu îmbraci o haină care se află în apropierea victimei, fără să cercetezi dacă nu cumva se păstrează urmele crimei. Quinto. Panait poartă sandale numărul 44, iar cea de-a doua cărare de urmă înregistrată pe podeaua cabionului e făcută de bocanș cu numărul 42. Așa, dar și-a uitat în ajuns salopeta pe oblon și-a îmbrăcat-o a doua zi dimineața înainte de plecare. Făcu o mică pauză privind l țintă. Nota 2 pe ziua de azi, rectifică concesiv. 2 plus. Locotenentul îi urmări privirea, întrebându-se ce mister o mai fi descoperit Minerva printre crengile copacului din apropiere. Se aștepta la un nou examen de perspicacitate când o auzi. Dragă Dobrescule, mătușa mea, o femeie foarte rezonabilă, obișnuiește să afirme că înălțimea este invers proporțională cu inteligența. N-am meditat încă asupra veracității acestui aforism, dar cum se pare că înălțimea te avantajează, ești amabil să întinzi mâna după câteva corcodușe. Mor de poftă! Capitolul 3. Oaspeții Arhondaricului Mănăstirii nu-i nimic din idilicul așezămintelor de același fel. În superbe, bisericuța veche de câteva secole, muzeul cu piese rare de cult ori mirene, icoane doldora de, de argint, un naște o bârșie domnească, inevitabila legendă romantică, puțin înfricoșătoare. Măicuțele în straie negre, alunecă umbre sfioase, șovăielnice, printre zidurile vechi. Au chipuri plajine, zâmbete cu minți, se miră repede și râd ușor, copilorește, acoperindu-și gura cu mâna rotofeie, fără unghii. Locotenentul Dobrescu observă poziția casei de oaspeți situată în afara zidurilor mănăstirii. Arhondaricul fusese conceput ca o aripă specială, distinctă. Noaptea, odată cu închiderea porții înalte de fier, orice comunicare între cele două corpuri era complet tăiată. Stilul și dispunerea camerelor la parter și etaj amintea arhitectura hanurilor de odinioară. Florea, șeful de post, îi ieși înainte. Conform dispozițiilor dumneavoastră, nimeni nu a părăsit mănăstirea, adăugă conspirativ. Mai ca stare să vrea să vă vorbească. Era o femeie suplă, nu prea în vârstă, cu chip ascetic emana o liniște de plină, izvorând nu atâta din resemnare dogmatică, cât dintr-o filozofie personală asupra existenței. Mâinile înguste, gesticul rar, dându-ți senzația inexplicabilă, copleșitoare de alinare. Îl primi pe Dobrescu într-o încăpere aerisită, cu mobile puține. O ladă de zestre domnească, câteva jilțuri cu spătari incomod, sculptat, un sfeșnic din argint greu, icoane vechi. L-am cunoscut bine pe doctorul Lucaci, început starăța privindul deschis în față. Avea o voce cultă, cu intonații calde. Este a cincea vară când vine la noi, un pasionat al profesiunii. Din nefericire îmi lipsesc elementare cunoștințe medicale. Nu înțelegeam tot ce spune, dar suficient ca să-mi dau seama ce aport extraordinar pentru știință ar fi reprezentat rezultatul eforturilor sale. Aveți idee în ce stadiu se aflau lucrările sale? Ca prieten vechi, stareța zâmbi cu îngăduință. Simțămintele, domnule procuror, ni le, le pădăm îndată ce pășim în acest locaș. Nu putea fi vorba acum de prietenie. Venea la noi pentru că îi plăceau meleagurile. Nu ascund că l-am protejat puțin. Îi rezervam odaia, maica Zenobia îl îngrija atent. Timpul treburile noastre nu ne îngăduiam să tăi făsuim pe cât am fi vrut. Bătu scurt din palme, ușa se deschise și apăru fața rotundă, copiloroasă, a unei călugărițe de vreo 40 de ani. Mai Zenobie, ceru stareța blând, aducele cuvenite oaspeților. Nu vă deranjați, se opuse de circumstanță Dobrescu, adăugă după câteva clipe. Vă rog să nu considerați drept o imixtiune nedelicată. Încerc să-mi verific o impresie. Aveți studii superioare? O lumină mică, nostalgică, aprinse ochii stareței. Am absolvit în anul 1932 facultatea de filozofie. Maica Zenovia se ivi în pragul ușii. Pe o tablă întinsă aducea câteva chisele de dulceață. În ceasul tihnit al amiezii, în interiorul răcoros, alb-negru, căpșunile, portocalele, nucile verzi și cireșele din vasele de cristal aruncau bulgări colorați de lumină. Aparece aburea paharele înalte ca niște pocale. L-am văzut pe doctorul Lucaci abia a doua zi după sosirea sa la mănăstire. Mi-a spus că cercetările sale sunt isprăvite. Urma sinteza. Își exprima oarecum nemulțumirea față de oaspeții arhondaricului. Cei drept mai mulți ca niciodată. Cât sunt? Șase, fără Lucaci. Asta înseamnă mult? Suntem una din mănăstirile care nu găzduim decât în cazuri excepționale. Ce înțelegeți prin aceasta? Rătăciți în faptul nopții cărora din creștinească datorie le oferim adăpost. În rest primim moaspe strimiși de mitropolie, zâmbi. Permisiunea se acordă cu destulă zgârcenie. Cei șase locatari ai Arhondaricului v-au prezentat astfel de avize? Da, și am fost puțin tel-surprinsă. Nemulțumirea doctorului Luca ce era generat în acest sens și de oarecare îngrijorare mă refer la securitatea persoanei și a operei sale. Acum, după cele întâmplate, înclin să cred că da. Atunci mi s-a părut doar iritat să câit că nu se putea odihni. Înțeleg, dat fiindcă oaspeții dumneavoastră au intrat în mănăstire pe baza unor aprobări speciale. Înseamnă că dispuneți de un minimum de relații în ceea ce îi privește. Destul de sumare. Numele, ocupația, seria, buletinelor, ni se cer de la miliție. Se ridică și trase un sertar camuflat al lăzii de zestre, scoțând o foaie de hârtie. Aici sunt trecuți toți cu datele respective și forul care a emis recomandarea. Locotenentul privi hârtia completată cu cerneală neagră. Când ați întocmit această listă? Nu eu am întocmit-o, surâse stareța. ca secretară ține evidența. Figurează absolut toată lumea? Femeia zâmbi. Nu avem ascunzător sau camere secrete, domnule procuror. Cel puțin nu le cunoaștem. Șopti, bătând cu unghia în foaia de hârtie cel care i-a luat viața e aici, pe listă. Locotenentul ieși pe cerdac. De acolo, de sus, se vedea curtea Ameran de Amer Arhondaricului, destul de largă, împrejmuită cu un zid înalt. Bănci de piatră, tufișuri de trandafir și asomie, copaci bătrâni care își uitaseră ani, un rond cu mușcate, o fântână. Trecu în revistă locatarii strânși în grup, ori răzlețiți. Comentând cu gesturi lar și priviri piezișe spre cerdacul stareței, unde bănuiau că se afla închetatorul sosit din București, ori doar plimbându-se cu mâinile la spate, erau în mod evident agitați, preocupați de ultimele evenimente. L-ați cunoscut personal?" se interesă Dobrescu. Stareța clătină capul. Evit contactul direct. Maica Zenovia vă poate oferi eventuale informații. Dânsa se ocupă de casa de oaspeți. Vreți să o chemați?" Stareța se retrase. Unul din locatari atragea în mod deosebit atenția. Un bărbat foarte brun, la vreo 35 de ani, de o frumusețe impresionantă. Trăsăturile puternice, masculine, prindeau în lumina soarelui amiezii luciri metalice. Stătea într-un cărucior de infirm, cu genunchii acoperiți de un plet pufos, cadrilat. Privindu-i mâinile suple, cu trăsăriri nervoase, bărbia fermă ridicată într-o mișcare caracteristică, Dobrescu încercă o strângere de inimă, un șoim cu aripile amputate. Ghicea în fruntea încăpățânată, în conturul hotărât al buzelor, în sclipirea ochilor, o voință de oțel, o trufie drăcească, o inteligență ce depășa cu mult media. Da, da," murmură locotenentul, amintindu-și descrierea Minervei, un individ cu adevărat remarcabil. Cine e?" Maica Zenobia, măruntă, plinuță, cu fața ca o lună plină, răspunse precipitat, oprindu-se des. Domnul arhitect Liviu, Liviu Radian, din București, am repezi, dar cum se cade. Anul ăsta a venit la noi, pentru prima oară a venit. Ce are la picioare? Chipul femeii se întristă. Parcă poți să știi. Da, întreg, numai că nu umblă. Își făcă o cruce. Voia domnului îl îngrijește neadabu, om cum se cade nevoiaș cine călugărița clipi nedumerită neadabu și indică silueta unui bărbat în vârstă 55 poate 60 de ani trântit la câțiva metri de cărucior. Mesteca un fir de iarbă plimbându-și ochii în jurul curții ochi mici vicleni înfundați în orbite altfel fața era inexpresivă ridată cu păr puțin și cărunt individul iradia nedefinit o anumită atmosferă un soi de dezinteres suveran, paradoxal față de atenția mereu trează a ochilor. Părea să nu-i scape nimic, un om cu urechile ciulite. Climatul îmi e familiar, remarcase Minerva. Da, bo, are aerul pe cetea imposibil de confundat pe care o imprimă anii de vagabondaj. Nenumăratele toamne, ierni sau primăveri, petrecute sub un pod, pe o scară, într-o magazie, în fântâni, sub cerul liberor, în culcușuri de ocazie își stigmatizează victimele. Totală nepăsară față de ziua de mâine, atenție concentrată pentru vânarea unui chilipir imediat, o masă, o haină, una de post. O femeie suplă, tânără, se apropie de căruciorul arhitectului, schimbară câteva cuvinte, apoi se îndepărtă. Domnișoara Elena Dumitriu și chipul călucăriței se lumină. Un înger, un adevărat înger, slavă de plămâni sărăcuța. Dobrescu zâmbire, capitulând recomandările Minervei. Fata face tot ce-i stă în putință să pară neajutorată. Treaba asta păcălește al naibii bărbații. Îți atrag atenția pentru că te știu sensibil. Într-adevăr, Elena Dimitriu aducea cu un înger. Un înger fragil, nu dolofan, cu rotunjim roze, ca în pozele vechi. O frumusețe cu minte, cu plete blonde, mătăsoase, ochi mari albaștri, nas subțire, ușor agvilin, gură mică, nefardată neprihănită. Termenul ți se urca reflex pe buze. Ceea ce contribuia însă la climatul de candoare, precizase Minerva, era tenul diafan, palid, imaculat, pielea transparentă sub care îi se simțea zvâgnetul sângelui. Hm, plămânii! De aici culoarea asta de madonă! Caracterizând-o, găsise că fata reprezenta un prototip. Victima neajutorată din filmele western de o anume factură, unde șeriful, după prodigioase curse de cai și focuri de colt 45, în preeria aridă sfârșește prin aici mâna. Siluetele lor se pierd în baia roșie a unui apus magnific. Fata ajunse în spatele bărbatului care lucra lângă șevalet. Omul se întrerupse și explică ceva gesticulând cu paleta și pensula. Însă îi o conversație ciudată, incoerentă, presărată la prima vedere cu expresie englezești pronunțate impecabil. Pictorul Habar n-avea de limba gentlemanilor din City. Emitea doar sunete, fără niciun sens, reproducând cu real talent, pentru urechi neavertizate, o melodie English Language. Maica Zenobia început să râdă domol, astupându-și gura cu degetele grăsuțe. Domnul Bombi, Bombi Zanfirescu, tare mai e nostim, l-o fi cunoscând. E pictor mare venit din București, I-a făcut un portret Florichii, nevasta popii din sade, ne-am crucit, nu alta, să juri că ea și nu se uită la vopseluri. Femeia se ambalase, i-a desenat așa de la dânsul roche roșie de catifea lungă, coroană pe cap, cercei verzi cât pumnul. La mai omeni soacră s cu o de gâște și o turtă de caș, cei dre mărișoară, de la păcat în tablou și pe gigi, el mic de șapte luni, cu aripioare și tiblă de aur, dar cel mai mult să pricepe la rațeții gângi și sfinții, doctor, fără argins, cosma și Damian. Zici că e vinul alta! Pe nemțești o ea numai când bea, o fi luat-o de -o dimineață. Încheie am păcată. om cum să cade? Toți sunt oameni cum se cade la femeia asta, conchise Dobrescu. Observă nasul pictorului scurt, cârn, gura mare croită în formă de inimioară, sem-sigur, spunea Minerva, al celor mai mari cusururi la un bărbat. Acu' e adevărat, reluă maica Zenobia. Nu-i singurul care trage la măsăluță, s-a și domn farmacist Popescu. Realiză păcatul și îndesă câteva cruși deasupra buzelor. Cel cum mustață, domnea lui, om cum se cade, cum se cade săritor. Înainte de a se lăsa văzută, Minerva îi cuprinse într-o privire de ansamblu, Comentau evident moartea lui Lucaci, fiecare expunându-și punctul de vedere pe tonalități de sentință. Simțeau nevoia să vorbească, nu să asculte, astfel că opiniile emise erau combătute formal, cu câte un nu cred sau imposibil rămase fără argument. Vocile se încrucișau, oamenii se trăgeau de mânecă, solicitându-și reciproc atenția calm, urmărindu-i cu un zâmbet lucid, arhitectul Radian participa vag la discuție. Rezerva impunea celorlalți, așa cum orice atitudine distinctă manifestată de membrul unui grup, singularizându-l, atrage atenția. Și pentru că tăcerea poate fi divers interpretată, cel mai adesea îngrijorând oamenii, după fiecare ipoteză formulată, îi cereau avizul din ochi. S-a înfirescut țipa cel mai tare, împroșcând cu silabe și interjecții englejești. La intervale regulate se dădea un pas înapoi măsurându-și tabloul din diverse unghiuri. Pietul om!" exclamă Elena Dimitriu. Peste ochii albaștri trecu o umbră. Se zgribulise toată. O floare înaltă doborâtă de o pală de vânt. Prin ce clipe îngrozitoare trebuie să fi trecut!" Da, bun, întins lângă căruciorul arhitectului, deschise ochii, ferindu-l pe celălalt de soare. O privi fix, dar nu spuse nimic. Hai că picași bine cu coană!" exclamă sarcastic farmacistul Popescu. Se amuza copios, nu se știe de ce. Minerva, deconcentrată, își lăsă pe iarbă bagajul, recuzita încropită la vâlcea. Pachete unsuroase în hârtie, cafenie și legate chipzuit cu sfoară, borcate în, borcane învelite în jurnal sub care se ghiceau mâncăruri grase, gospodărești, o sticlă cu un lichid roșu, vin natural, fără chimicale. În cerdacul stareței, mai Zenobia o arătă cu degetul. Pe chipul placid, gelatinos, sub piele, locotenentul citi oarecare spaimă și un dispreț miran. A, stai genii, ociașu!" suflă. E sub stăpânirea satanei!" Dobrescu o privi surprins. Cum așa?" Maica Zenobia își strânse buzele fără sânge. Nu-i întreagă!" Locotenentului nu-i veni să creadă urechilor o considerau pe Jenny Cociașu plecată cu Sorcova. Foarte bine, ăsta era jocul, dar ca să se izbească în anul dominii 1970, chiar într-un astfel de locaș, de o mentalitate ținând de evul mediu, că nebunii sunt suflete pierdute aflate sub stăpânirea diavolului, nu, hotărât la asta, nu s-ar fi așteptat. Minerva ridică ochii, silueta locotenentului se păru mai fragilă ca oricând încerca o neliniște. Îngrijorarea rățuștei care își lasă puiul pe apă prima oară.